călători și viața e doar o clipă, o suflare. Călătorim spre țara vieții, spre Eden, și așa se naște astăzi o întrebare. Ce-i viața ta și cum trăiești în lume? Îl ai pe Dumnezeu stăpân sau pe cel rău? Gândește-te azi bine și dă răspunsul chiar acum. De ești cu Dumnezeu pe calea îngustă, de mergi neobosit pe calea sa, de împarți cuvântul sfânt la alții, atunci în cer loc sigur vei avea. De l-ai stăpân pe Dumnezeu și ești cu adevărat copilul său, ești fericit și ești salvat, viață veșnică ai căpătat. Iar dai răspunsul negativ, atunci e vai de tine, în iad, în focul veșnic o să stai, acolo în chin, în durere, fără nimeni. Gândește-te și meditează și azi alege cerul, calea îngustă, alege-l pe Hristos, o frate, și vei avea un viitor frumos. Amin. Amin.